Mulțumim mult părintelui Gheorghe Volga pentru conferința sa și o foarte bună introducere la tema sau la reluarea temei referendumului. Când m-am gândit la această temă, la propunerea ei, m-am gândit așa că referendumul nostru stă ca o coală de hârtie mototolită, ca un șomoioc de hârtie aruncat undeva, despre care nimeni nu mai vorbește, aproape ca și cum nici n-ar fi existat. Unii se simt învinși în urma referendumului și, într-adevăr, a fost o emoție puternică și o durere a unora dintre noi. Alții, sigur, oricum l-au considerat inutil și preferă să nu vorbească despre el ca și cum n-ar fi existat. Din fericire, există președintele Iohannis, care ne amintește tuturor că referendumul a existat, că e foarte important și că, cel puțin pe lumina sa, îl bântuie foarte tare. Ultima declarație a președintelui Iohannis despre referendum, despre toxicitatea referendumului, despre cum a dat poporul român cu flit celor care au promovat referendumul și așa mai departe, nu face decât să reitereze același nivel al neînțelegerii și cinismului, mai vechea declarație a domniei sale privitoare la fanatismul religios și așa mai departe. E foarte interesant și un alt aspect, faptul că puținătatea voților, interesant, relevant, dar nu surprinzător, puținătatea vocilor care au apărat referendumul, care i-au apărat pe cei care au crezut, l-au promovat și s-au luptat pentru el, și pe cei ca dumneavoastră care au votat sau ca alții ca noi. Au fost trei voci cu accente extrem de lămuritoare, de importante. Domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în al preasfinția sa, Ignatie al Cușilor, și de ultim moment am citit o declarație a lui al profesorului Papa Hagi de la Cluj. Eu, ca să fiu sincer, sau noi, cei care am coordonat acest lucru, platforma Împreună, actualmente, am considerat că e bine de data asta să-i lăsăm pe ceilalți să apere ceea ce noi, alături de mulți alții ca noi, am făcut. În toată această campanie de 3 ani pentru referendum, am avut rare ocazia să vorbim omenește, prietenește, despre ceea ce ar trebui să însemne referendumul, despre ceea ce a însemnat pentru cei care au pornit la această întreprindere, pentru că permanent a trebuit să explicăm într-o anumită terminologie, un anumit discurs care inevitabil trebuia să ajungă la toată lumea, trebuia să fie median, trebuia să împace toate cerințele, toate exigențele și să mențină sprijinul tuturor bisericilor și cultelor creștine, deci și pe cea a catolicilor, a catolicilor, a neoprotestanților, să atragă și sprijinul, cum până la urmă am vrut, a cultului mozaic, a comunității musulmane din România, ceea ce a născut la unii dintre noi ideea că aici ar fi vorba de un activism civic, de o, mă rog, acțiune care ar rămâne, s-ar naște din acest plan al civismului, ar rămâne aici
Și cam asta ar fi toată dimensiunea lui. Ceea ce nu este deloc adevărat. Și povestea referendumului e foarte complicată, foarte lungă și greu de sintetizat. Foarte frumoasă ca locuri, prin întâlnirea cu oameni, prin tot ceea ce s-a creat în această legătură de la suflet la suflet, de la inimă la inimă, de la mână la mână, pentru că au fost clipe grele, clipe frumoase, mă rog, a fost un efort care a creat o comunitate nevăzută până la vot, dar oameni, milioane de oameni care au înțeles lucrurile pe deasupra televiziunilor, pe deasupra mesajelor, mai mult sau mai puțin manipulatoare. Și ar trebui să spunem doar câteva lucruri foarte simple, foarte umane, care să redea povestea adevărată, umană, creștină a acestui referendum, care a fost împrojectat cu atâta cinism și cu atâta ură și cu atâta neînțelegere și uneori cu o neînțelegere dramatică a fraților noștri din biserică. Și aici au existat mai multe tipuri de argumente, inclusiv un argument al evlaviei. O să ajungem la timpul oportun acolo. Deci ce i-a mânat, ce a mânat acel grup care a cerut binecuvântarea Sfântului Sinod, a obținut binecuvântarea Sfântului Sinod pentru această imensă acțiune. Pentru că este o acțiune care a pornit din biserică. Ea nu a pornit de pe stradă, de la un colț sau altul de stradă, a pornit din biserică și dintr-o anumită îngrijorare, dacă vreți într-un limbaj non-teologic, pentru că îngrijorarea naște foarte multe lucruri bune, sau, dacă vreți, într-un limbaj teologic, din trezvie, din înțelegerea că ni se întâmplă ceva și că în fața acestei întâmplări trebuie să avem o reacție, trebuie să avem capacitatea să răspundem acestui ceva care ni se întâmplă. Și există aici o poruncă foarte clară, pe care o întâlnim în Matei 21, dacă nu mai știu, 22 cu 21, care în momentul în care Mântuitorul vorbește despre ce datorie avem față de Cezar. Și spune foarte clar, dați Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Acest lucru foarte simplu, foarte direct spus, această poruncă pe care o avem, și care stă și descrie întreaga istorie a umanității. Pentru că cezarii sunt, mă rog, la scara timpului, aproape etern. Nu trăim niciodată în afara cezarului. Trăim întotdeauna într-o relație cu cezarul. Fie că este un dictator roman, fie că este un cuceritor de altă credință, de alt neam, fie că este un voievod care încalcă orice regulă, fie că este dictatorul modern. Biserica a trăit întotdeauna, dacă vreți, într-o istorie care a fost în plină criză. Biserica și oameni. Dacă veți avea curiozitatea să vă uitați, de exemplu, pe tratatul lui Salvianus, preot din Marsilia din secolul V, care vorbește, a cărui temă este despre guvernarea lui Dumnezeu, veți vedea la anul 1450-1460 aceeași îngrijorare, aceeași teribilă îngrijorare pentru ceea ce se întâmplă creștinilor și numai creștinilor, aceeași istorie care este în criză, aceeași istorie care naște violență
și naște capacitatea cezarului de a împila, de a subruma, de a servi. De aici pornind, de la acest punct nodal, am încercat să aflăm răspunsul la această întrebare. Ce-i de făcut în momentul în care întreaga noastră viață socială începe să fie răvășită de diverse curente, care nu sunt numai curente de idei, care nu sunt numai prezente în cărți. Au fost de mult prezente în cărți. Ele sunt astăzi acțiune juridică, acțiune legislativă, acțiune socială, acțiune politică, încercarea de înconsetare și de schimbarea unui mod de viață și a unui mod de a înțelege lumea. Și atunci această simplă, acest lucru foarte simplu, care până la urmă, mă rog, a devenit complicat de jocul politic, de jocul social, a fost un răspuns. Cum putem apăra această instituție a familiei și această legătură între bărbat și femeie? Să o apărăm, să o protejăm la modul constituțional. Și de aici, sigur, un întreg algoritm juridic, o întreagă necesitate de aflarea argumentelor, de, mă rog, crearea acestui tip de apărare. Dar ea are un fundament teologic și un fundament spiritual, această căutare și această acțiune. Și de acest lucru și-au dat seama foarte bine adversarii referendumului și adversarii noștri. Deci, n-a fost vorba niciodată și nicio clipă de o chestiune pur juridică, de o chestiune pur civică, de un lucru care ar privi o, mă rog, chichiță juridică, constituțională sau alocățească. A fost, în primul rând, încercarea de a face ca solidaritatea creștină și comunitatea creștină să aibă un răspuns în viața socială. Pentru că una din marile provocări pe care, mă rog, le avem tot timpul, este aceasta de a rămâne prezenți în societate, de a găsi răspunsuri la tot ceea ce se întâmplă cu noi, lângă noi, uneori în afara noastră, alteori implicându-ne foarte puternic, și de a nu părăsi societatea. De a nu evacua locul unde noi trebuie să fim și unde noi trebuie să ne apărăm pe noi înșine, credința noastră, biserica noastră, copiii noștri și modul de a înțelege viața și de a perpetua această viață și modul de a înțelege valorile noastre. Avem acest drept și numai drept, avem această obligație și avem și această poruncă. Mintea și sufletul copiilor noștri nu sunt lucruri de dat cezar. Dăm dări, dăm alte lucruri, dăm o sumedenie de lucruri, dar ceea ce e dincolo de acestea nu pot fi lăsate la voia cezarului. Cezarul modern este statul. Statul care constrânge, statul care te obligă și noi avem această experiență de peste 40 de ani, aproape 50 de ani a comunismului, în care am trăit sugrumați de un stat care trebuia să ne creeze, să ne redeseneze mereu, conform utopiei marxiste, comuniste, bolșevice, a omului nou. Când provocările sunt de această magnitudine, răspunsurile sunt întotdeauna personale, dar ele trebuie să fie și interpersonale. Trebuie să ne privească pe toți ca fiind un popor, poporul bisericii, poporul credincios. Acest tip de răspuns și acest tip de solidaritate, de comuniune, cade în sarcina noastră ca creștini. Trebuie să o facem, trebuie să fim prezenți, trebuie să găsim modalitățile
de a apăra tot ceea ce este important pentru noi și de a lăsa celor care vin după noi cel puțin o viață și o societate cât mai aproape de normalitate. Dacă sunt lucruri pe care nu le putem lăsa la voia Cezarului, atunci trebuie să le luăm din calea Cezarului. Referendumul a primit o chestiune punctuală, foarte importantă, definirea constituțională a familiei. Și foarte multă lume a privit acest lucru ca fiind inutil. Sau a fost învățat să privească acest lucru ca fiind inutil. Se dovedește că nu e deloc inutil. Astăzi, noi am anunțat în această sală, la ora 12, într-o conferință extraordinară de presă, că notificăm Ministerul Educației, Institutul de Științe ale Educației, Guvernul Român, în ultima instanță, privitor la refuzul nostru, acelor 300.000 de părinți care au semnat, de cetățeni români, refuzul nostru de intruziune, privind intruziunea ideologiei de gen în școala românească. Pentru că noi am știut foarte bine că aici este cam principiul domino. Acolo unde s-a făcut breșa, acolo se va intra și poarta va fi larg deschisă. Scopul final al acestei reconstrucții este reconstrucția copiilor, reconstrucția minții și sufletului. Ai învățat de mici că orice e posibil, am învățat de mici că definiția căsătoriei este, mă rog, o chestiune absolut finită, finalizată, că cuplurile pot fi în orice geometrie, că vor avea o geometrie valabilă, că omul este o ființă fluidă, sexual fluidă, mental fluidă, de aceea sunt conferințe ale transgenderilor în școli, de aceea sunt sute și mii de protocoale în sute de școli și de licee, care au pătruns în ultimii 12 ani tacit, furtiv, prin protocoale semnate cu inspectoratele județene, prin mă rog, tot felul de ateliere cu profesori, prin cursuri acreditate, prin casele corpului didactic, care învață cum să faci, repet, furtiv, pe tăcut, această revoluție ideologică și sexuală și cum să imprimi, să ștanțezi, să ștampilezi mintea copilului cu noile realități, cu noile imperative, care trebuie să răstoarne tot ceea ce au primit în familie sau în societatea de până acum. Sigur că a existat un sentiment al urgenței și un sentiment al gravității care a fost împărtășit de foarte puțină lume, pentru că foarte puțină lume ajunge să aibă informația necesară. Toate aceste lucruri se întâmplă, dar încă n-au ajuns pe radarul nostru ca cetățeni, ca oameni sau ca creștini. Mai grav este că, în preziua referendumului, aceste lucruri au fost spuse de mulți părinți în biserică și urechile s-au închis. Spunând, hai părinte, nu iar ne primiți la vot politic, iar facem politică în biserică. Ori nu era vorba de politică, era vorba de viața noastră și a copiilor noștri. Deci, pe acest fundament teologic și evanghelic, trebuie să ne opunem tuturor Cezarului care urmează să ne constrângă sau să ne ia în captivitate sufletele sau sufletele copiilor noștri. Am primit binecuvântarea Sfântului Sinod și nu mai intrăm în amănunte. Am proces la campania de strângere de semnături, care s-a făcut în toată țara, în toate parohiile, ale bisericii ortodoxe, ale celorlalte biserici și culte. Și a fost cu atât de mare succes finalizat. Apoi, ani lungi de așteptare, de discuții interminabile cu clasa politică, până la votul final din Senat și apoi organizarea referendumului. Nu vreau acum să intrăm în niciun fel în dezbaterii care au fost în timpul campaniilor,
argumente, contraargumente, nu acesta este rostul cuvântului meu de astăzi. Am numit asta lecția referendumului pentru că, în primul rând, trebuie să decelăm ceea ce a însemnat pentru noi acest lucru și pentru societate, e foarte important, inclusiv pentru cei care au boicotat referendumul, dar e foarte important pentru noi să înțelegem. Și noi înșine să nu aruncăm la coș această extraordinar de importantă experiență prin care societatea românească a trecut. Ce trebuie să înțelegem este că povestea referendumului nu a fost nicicum reflectată de mass media. Cine a luat cunoștință de campania de toți cei trei ani ai referendumului, din mass media, se înșală și se auto-înșală. Structura oricărui eveniment public, fără a intra într-o discuție de tip academic, nu acesta este rostul acestei serii, are structura unui iceberg. Ceea ce se vede e întotdeauna mult mai puțin decât ceea ce există, decât ceea ce pregătește și duce mai departe un eveniment. Deci, în orice caz, nu vom avea o imagine a acestei povești dacă am văzut o emisiune într-un an, o postare odată la 6 luni și am mai avut discuții despre argumente, contraargumente și despre cât de, mă rog, greu este să convingi lumea de unul sau de altul dintre toate aceste lucruri. De cât de util sau inutil, de cum creștinul nu ar trebui sau n-ar trebui să împingă la referendum societatea. Nu. Acestea nu sunt imagini care să ne ducă la adevărul lucrurilor. Adevărul lucrurilor, foarte sintetic spus, îl putem încadra în această poruncă evanghelică. Noi trebuie să nu dăm nimic din ce al sufletului Cezarului. Cum să o facem? Suntem oameni care trăim în societate, trăim în cetate sau trăim în mediul rural, în cetăți mai mici, dar suntem prinși în această lume. Și această lume uneori devine agresivă, uneori prea agresivă, alteori, sigur, ne lasă în pace. Trebuie să ne apărăm și să rezistăm la tot ceea ce ar putea să ne pună în cumpănă și să ne arunce într-o captivitate a sufletului și a minții. Sigur că, finalmente, salvarea este întoarcerea la Hristos, viața în biserică, credința că există o soluție și aceea nu ne aparține. Dar asta nu ne scutește pe noi de îngrijorare, de trezie și de capacitatea de a ne lupta și de a mărturisi ceea ce trebuie să mărturisim. Adevărul și adevărul vieții noastre și adevărul moștenirii noastre religioase și culturale. Cum putem denumi foarte, foarte concis această acțiune a creștinilor în societatea românească? Unică la nivelul întregii sau la dimensiunea întregii istorii a României moderne. Este o acțiune socială creștină. Este, dacă vreți, nu există un exemplu mai eclatant, mai strălucitor, mai exact al unei acțiuni sociale creștine. O acțiune a creștinilor în societate pentru a apăra granițele, limitele, hotarele a ceea ce înseamnă normalitate în societate. Și ea s-a petrecut, asta a fost una dintre privilegiile și caracteristicile ei extrem pozitive, la nivelul întregii societăți civile creștine. Cine este această societate civilă creștină? Ea e compusă din creștinii tuturor bisericilor și cultelor creștine din România. Ei sunt, noi suntem o forță. Noi suntem societate civilă. Pentru că existăm în această societate, o determinăm prin tot ceea ce facem zi de zi, prin toate actele de milostenie, prin toate
acțiunile de filantropie, prin tot ceea ce facem în jurul, cu bisericile noastre, în jurul acestor biserici, cu oameni, cu copii, cu bătrâni. Este un imens țesut social care este determinat de acțiunea și de credința noastră. Faptul că despre aceste lucruri nu se vorbește niciodată, asta nu înseamnă că ele nu există. Ele sunt o realitate profundă a acestei țări și de aceea suntem puternici. Și de aceea suntem și ureți. Deci, în primul rând, am dovedit prin acest referendum că această societate civilă creștină există, că ea nu este la remorca politicului, nu este la remorca guvernamentalului, nu este la remorca mass-media. Are o viață a ei proprie, foarte puternică, legată de biserică, în conexiune cu toate aceste, cu setul de valori, de credințe, și care poate să-și propună în certe momente mai mult decât atât. Poate să-și propună provocări, examene către întreaga societate românească. Ce-am mai dovedit? Că această societate civilă creștină a reușit să construiască o campanie și un discurs. Ceea ce ni se reproșează cu totul și cu totul pe nedrept, este că nu există o voce. Ați văzut cât de vocal sunt ONG-uri, anumite tipuri de ONG-uri, un anumit tip de societate civilă, cum mass media este la, mă rog, aservită acestui tip de voci și cum ceilalți, noi în acest caz, nu avem voce. Pentru că niciodată nu ți se acordă voce. Pentru că din start, și aici este, vom reveni la problema mass media, din start există o discriminare. Din start, orice acțiune socială cu temei, religios este descalificată. Și descalificantă în ochii celor care, mă rog, dețin, ca să spun așa, discursul public. Ceea ce a speriat, ceea ce a neliniștit partea cealaltă, a fost această capacitate, niciodată cu atâta, mă rog, forță ieșită la iveală, de a construi această campanie, de a construi demersul juridic, demersul organizatoric, demersul dialogic, dacă vreți, între diferitele biserici și culte, și de a ajunge la final. De a construi dialogul cu clasa politică, de a semna acele protocoale, sigur, ele au fost, până la urmă, într-un fel, vorbă în vânt, dar au simțit nevoia să le semneze, au considerat că sunt destul de importante. Și atunci, toate aceste lucruri au ieșit la iveală și au arătat o parte a acestei societăți care poate să facă aceste lucruri, care poate construi în afara partidelor politice, în afara trusturilor media, în afara a foarte multe lucruri controlate de alții sau injectate cu bani de alții. Și am mai construit ceva foarte important în această secvență logică, campanie-discurs. A construit un vot, și el poate pentru prima oară, sau sigur pentru prima oară, un vot nepolitic al românilor. Un vot care nu s-a dat pentru sau împotriva unor personaje politice, unor actori politici. Sigur că acest lucru nu a scos acest vot din tiparul general al votului în România. Iar tiparele votului în România sunt construite statistic prin tot ceea ce a însemnat exercițiul la urnă în toți acești 30 de ani. Dar a propus și a făcut și această premieră, a impus un vot nepolitic oamenilor din România, societății românești. A reunit, asta este deja, mă rog, asta deja am spus, a reunit pentru prima oară în acest focus, în această, mă rog, focalizare a solidarității, toate cultele creștine plus
alte două culte necreștine prezente și importante în viața socială a României. Ceea ce este nu puțin lucru. Acum sunt și a evidențiat, să zicem, dacă asta au fost aspectele pozitive, intrinseci acestui efort de construcție, pentru că referendum a construit o realitate în România. A construit o evidență. Și ne-a scos pe noi în fața acestei societăți. Ne-a dat chip și glas ca, mă rog, mulțime, ca comunitate. Mai mult decât era până acel moment. Am mai făcut ceva. Și, dacă vreți, un punct din ceea ce ar trebui să ținem minte și un punct al acestei lecții a referendumului. A evidențiat, totodată, o fractură profundă care există în societate, între societate sau, mă rog, popor și clasa politică. Pe de o parte, și apoi între societate sau între o parte a societății, dacă vreți, pentru că trebuie să fim preciși, și mass media care oferă imagine publică diverselor sectoare ale societății, ale grupurilor din societate. În ce a constat fractura? Cei 3 ani de amânare continuă și de joc politic continuă și încercarea de preluare politică a referendumului, care nu a avut până la urmă niciun rol benefic, a arătat distanța între, repet, între clasa politică și cei care au militat pentru referendum și cei care au votat pentru referendum. Votul, amânarea sine die, fără termen, a votului timp de 3 ani de zile, a arătat că, de fapt, nu există o legătură. Nu există o conexiune reală. Și că există numai un joc politic și că clasa politică va ajunge la referendum dacă îl va considera oportun pentru propriile interese. Ori asta arată clar această fractură. Și contribuie la un lucru extrem de important pe care vi voi spune imediat. Finalmente, vom ajunge un pic mai târziu, de altfel clasa politică s-a și extras în referendum. În ultima săptămână, toți cei care au spus că sprijină referendum s-au retras. I-au întors spatele. Și l-au introdus într-o zonă în care el a eșuat datorită lipsei de vorbă. Deci 3 ani de zile, partidele politice, și mă refer în special la cele din arcul guvernamental, dar și la un partid al opoziției, au jucat această temă în fel și chip, încercând să fie să amâne definitiv dacă se poate, fie dacă nu se poate, să găsească o conjunctură proprie care să-și asume, mă rog, meritul votului, meritul eventualei treceri a referendumului. Apoi, fractura dintre media și societate. Sau cel puțin fractura dintre mass media și acea parte a societății care finalmente a votat. Mass media a respins aproape în proporție de 90-95% referendumul. I-a respins șansa de a se exprima. I-a respins șansa de a face o argumentație, mă rog, convingătoare. Tot ceea ce a însemnat prezența promotorilor referendumului a fost, practic, cenzurat, controlat, limitat. Practic, la televiziunile naționale am avut cam o prezență pe an. Cei din comitetul care au coordonat campania la nivel național. Asta nu înseamnă democrație, nu înseamnă capacitate de a supune discuției populare un astfel de subiect.
Asta înseamnă cenzură, discriminare, limitarea accesului la mass media. Și vom vedea că acest lucru ne conduce la o altă fractură și la o altă criză profundă pe care acest referendum a scos-o la iveală. Practic, mass media s-a plasat de partea, într-o vastă proporție, de partea partidei boicoturi. Ceilalți au avut acces enorm la mass media, au avut susținerea și din interior și, mă rog, susținerea pe canalele publice a acestei campanii a lor de boicotare a referendumului. Conform legii, conform Constituției, dar în principal la legii referendumului, trebuie să existe acele 30 de zile înaintea referendumului, zilei votului, în care să se facă o campanie de informare, de dezbatere publică asupra ceea ce înseamnă, asupra mizei referendumului. Această campanie a fost transformată din prima ei zi de existență, să zicem, legală, într-o campanie de dezinformare, într-o campanie de manipulare și într-o campanie de intimidare. Proporția prezenței, proporția aruncării argumentelor și așa mai departe, este foarte clară, matematică, statistic demonstrabilă. În acest moment, lucrurile devin foarte grave. În acest moment, repet, lucrurile devin foarte grave. Pentru că, în acest moment, hârtia de turnesol a referendumului a arătat ceva foarte grav. Ceva ce, oarecum, e în cunoștința noastră de rutină, dar care nu apare cu atât de... și nu explodează așa rutina noastră. Profunda criză a democrației românești. Faptul că acest sistem, în acest moment în care noi și dumneavoastră ar fi trebuit să avem acces la libertatea noastră de a ne exprima, la libertatea noastră de a apăra o valoare, un text constituțional, de a propune așa ceva, ceea ce este perfect legal, perfect moral, perfect democratic, acest lucru ne-a fost interzis. În acest moment, hârtia de turnesol ne arată evenimentul grav. Faptul că milioane de oameni au putut fi văduviți de informația corectă. Păi ce ar fi trebuit noi să facem? Să luăm căruța și să trecem așa prin 13.000 de sate din România? Sau să începem să batem aleile și străzile dintre blocuri? Pentru asta există mass media, pentru asta există televiziuni și radio. Ca mesajele se multiplice și se răspândească. Ori blocând accesul aici și purtându-te ca și cum nici n-ai face acest lucru, avem mult mai mult decât o proastă comunicare cu mass media sau o neputință a unora, rectea a noastră. Avem un mecanism care limitează, cenzurează, dă acces numai unei anumite părți. Ori asta nu e vorba că n-a ajuns Xulescu cu Yulescu la televiziune. Problema este cealaltă. Că milioane de oameni nu au putut auzi argumentele de la cei care au promovat referendumul, de la cei care au construit discursul referendumului, pentru a putea înțelege, pentru a putea judeca ei cu capul lor, ei să hotărească. În afara intimidării psihologice, în afara politicii de, mă rog, de joc psihologic care a fost făcută prin această campanie. Da? Vă amintiți probabil ultimul clip făcut de Papaia privitor la consecințele referendumului, la imaginea acelea sau, mă rog, fragmentele din luate din filmul Povestea Slujitoare, da? Ceva de mă rog, mă feresc acum să o calific exact, de un cinism și de o falsitate și de o
mă rog, infamie teribilă. E, acel clip n-a fost nici până în ziua de astăzi luat în discuție în Consiliul Național Audiovizual, deși era clar, o încălcat toate regulile de producție și de răspândire și așa mai departe. Deci, în acest moment, referendumul a arătat acest lucru. Că și-a putut poziționa împotriva lui și clasa politică, care a fost foarte vicleană, care a jucat mereu așa această poziție. Amânare, aprobare, amânare, aprobare, mă rog, discurs pozitiv, discurs neutru. Și mass media, care s-a poziționat mult mai clar, cel puțin în ultima perioadă, iar în cealaltă perioadă, zicem de 2 ani și jumătate, 2 ani și 8 luni de zile, tehnica a fost foarte simplă, ignorarea totală a subiectului. Nu vorbim despre subiect, el nu există. Astfel că una din lecțiile pe care le-am învățat, rămâne de văzut ce vom face cu această lecție, este că în cazul referendumului, democrația a fost suspendată. Deși, formal, a existat campanie, a existat HG cu data votului, a existat votul încă 2 zile și așa mai departe. Dar problema sistemelor funcționale este că ele trebuie realmente să fie funcționale și nu numai niște fantoșe, niște lucruri, o butaforie. A mai făcut un lucru, referendumul, a obligat la o alegere pe toți actorii publici, sau aproape toți actorii publici. Partide, personalități politice sau instituții media. Finalmente, deși părea un subiect care nu trebuia să intereseze și nu interesa pe nimeni, până la urmă, toată lumea s-a poziționat într-un fel. Toată lumea a recunoscut importanța acestui subiect. Toată lumea a acționat, finalmente, într-un fel sau într-altul. Cu mai multă viclenie, cu mai puțină viclenie, cu mai multă tărie, cu mai puțină tărie, dar a acționat. Revenind la criza democrației pe care referendumul a scos-o la iveală, efectele aici sunt extrem de pregnante și de grave. Pentru că dacă într-un sistem care se consideră și liberal și democratic, pentru milioane de oameni nu există acces la informație și problemele lor, sistemul lor de valori, nu reprezintă o prioritate publică, decât în măsura în care decidem noi. Noi cine? Noi care deținem partide, noi care deținem presă, noi care deținem mai știu eu ce alte instituții, ONG-uri și așa mai departe, sau care deținem discurs public, atunci lucrurile, repet, sunt foarte grave și arată o stare și o debalansare totală a lucrurilor. Nu există o singură temă de dezbatere publică, nu există o decizie așa luată, sau n-ar trebui să existe, că numai o singură temă de dezbatere publică este importantă în România. Să zicem justiție. Sau lupta anticorupție. Foarte importantă. Extrem de importantă. Și de altfel, mă rog, pare că fără sfârșit. Această temă a fost importantă cel puțin pentru o parte a societății românești. Dar ea nu a găsit cale de acces acolo unde se poate deveni, cel puțin din punct de vedere al argumentelor, se poate să ajungă la urechile fiecăruia. A constituit într-adevăr un lucru care a impietat asupra acestui demers, ce? Situația politică extrem de explozivă, de tensionată din societatea românească. Trebuie să recunoaștem, acesta este un dat obiectiv, campania pentru referendum, așa cum ne-am putut-o permite noi,
Noi, însemnând nu noi câteva persoane, noi cei care am contribuit. Mii și mii de oameni în fiecare județ, care fiecare, cum a putut, cum a simțit, a făcut, a împărțit un pliant, a împărțit o foaie, a vorbit în curtea bisericii și așa mai departe, a vorbit cu vecinii, cu familia, deci așa cum ne-am putut o permite noi, cu mijloace financiare foarte scăzute, dar cu un teritoriu minat de această dispută, pe care eu aș numi eu deja un război civil în societatea românească. Lucrurile au ajuns la o inflamare extrem, extrem de gravă. Și referendumul, cei care l-au au căutat de la bun început să-l pună pe o cale greșită, pe o șină sau pe un drum înfundat, i-au constituit, și aici social media și mass media și, sigur, această teribilă ciondăneală între partide, i-au constituit o falsă miză politică. Unul din lucrurile cele mai importante care s-a dus către societatea românească, un mesaj de dezinformare și de manipulare, a fost presupusa miză politică a referendumului. Da? Aici, cine a gândit această campanie, campania a fost făcută de profesioniști, campania pro-boicot, anti-referendum, a fost făcută de profesioniști, a costat foarte mult, a implicat toată structura rezist din social media, toate, foarte multe din conturi pe Facebook, a avut mesaje, a avut slogane, a avut, mă rog, acroșuri psihologice foarte bine gândite. Unul din lucrurile cele mai importante care s-a dus și a penetrat inclusiv, să numim așa, partea creștină a societății românești, a fost această falsă politizare a referendumului. S-a spus permanent că este că referendumul este controlat de un partid, de PSD, în speță, și că va fi favorabil acestui partid. Ori, acest partid, care a jucat permanent între amânare și acțiune, între refuz și aprobare, între discurs afirmativ și discurs negativ, vom vedea că nu a sprijinit referendumul. Foarte interesant că cei care au spus acest lucru, că PSD-ul ia în captivitate referendumul, în momentul în care s-a văzut care este adevărata fața acestui lucru, s-au retras de pe terenul comentariilor ca și cum acest lucru și această afirmație, mă rog, n-a fost numai afirmație, a fost o campanie întreagă, nici n-ar fi existat. S-a mai spus un lucru la sfârșitul acestui referendum. S-a mai spus un lucru foarte, foarte, foarte grav, eu l-aș numi. Și aici vin iarăși la noi. Cer iertare că a trebuit să explic și alte lucruri, poate, mă rog, mai puțin mă rog, legate de aspectul obiectiv, de aspectul poate, mă rog, apropiat de politic. Dar revin aici la noi și s-a spus, este eșecul bisericii. Și stau să mă gândesc de unde până unde acest lucru. Dacă biserica ar fi făcut, dacă biserica ar fi acționat, este un eșec al bisericii. Și, bineînțeles, a fost în realitate biserica ortodoxă. Este un eșec istoric, s-a spus, al bisericii ortodoxe. Noi suntem, după formula Sfântului Iustin Popovici, atot păcătoși. Așa a fost ca anumite persoane, mai mult sau mai puțin privilegiate cu discernământ și cu... au primit această misiune.
Poate că ar fi fost alții mai buni, dar nu s-au arătat. E, acești oameni au făcut tot ce le-a stat în putință, ei și alții ca ei, timp de 3 ani de zile, în aceste condiții pe care vi le-am arătat. Într-o societate fracturată, într-o societate care se războiește politic permanent, într-o societate în care discursul public s-a mutat de mult pe alte coordonate, cu toate astea, într-o societate în care noi existăm, suntem foarte puternici, foarte prezenți și avem o singură problemă, incapacitatea de a ne uni. Atomizare, individualizare. Individualism. Bun. Dar să nu vezi acest complex de factori, să nu vezi că a fost o campanie extrem de bine pusă la punct de intimidare a votului românului, să nu vezi câte minciuni s-au spus, s-au aruncat în sute și mii de ore la televiziunile publice. O știm foarte bine, conform statisticilor, că românii își au peste 80% din informație de la televiziune. Da? Deci până ajungi tu cu căruța sau cu Dacia sau cu ce ajungi în comunitatea respectivă, de mult televiziunea și campania ajunsese, consolidase anumite lucruri și în orice caz picurase picătura cea mai toxică a confuziei și a neîncrederii. Acolo unde a picat această picătură a confuziei și a neîncrederii, lucrurile au început să iau o altă turnură. Deci până la acuza pe cineva că a făcut sau n-a făcut, toți puteam să facem lucruri mai bune. Toți puteam să facem lucruri mai devreme. Toți puteam să înțelegem cu o clipă mai devreme ce ni se întâmplă. Și într-adevăr, unii n-au înțeles la timp. Și putem discuta. Dar să nu vezi că, practic, temeiurile acestei confruntări și acestei campanii au fost schimbate, întoarse cu susul în jos. Păi, în fața acestei campanii care a însemnat sute mii de ore, sute de mii de euro care s-au aruncat, cum puteai să răspunzi? Publicul a fost, până la urmă, în fața acestor argumente, care vizau până la urmă crearea de confuzie și de neîncredere. Cred că aici e un lucru important de spus și de subliniat. Tot ceea ce am putut să facem, sigur, ar fi trebuit să fie și mult mai devreme și mult mai bine, poate, în alte condiții, dacă s-ar fi putut. Dar cred că a arunca vina referendumului și a spune că este un eșec al bisericii, al mobilizării bisericii, este fals. Cred că este un eșec al democrației noastre. Un eșec al capacității noastre de a asigura condiții egale pentru toți, în sprijinirea valorilor și în ceea ce au de spus și de reprezentat în viața socială. Acțiunea noastră a fost permanent întotdeauna, datorită acestor limitări, datorită blocajului media, datorită cenzurii, practic, la care a fost supus mesajul acestei campanii, întotdeauna la firul ierbii, de la om la om. Asta a cerut foarte mult timp. Ea a fost continuă timp de 3 ani de zile. Și gândiți-vă că în acest timp de 3 ani, fără resurse financiare, fără acces la media, totuși au fost convinși, sau cel puțin atrași, 3,5 milioane de români către aceste lucruri. Ceea ce este un rezultat extraordinar. Sigur, nu îndestulător pentru a fi un succes și pentru a fi ajuns la finalul lucrurilor. Spuneam că fractura între societatea civilă creștină și clasa politică s-a manifestat și în acei 3 ani de amânări, continuă amânări, de vot amânat și așa mai departe, de promisiuni neonorate, de dialog întrerupt. Noi n-am mai avut un dialog direct cu niciunul dintre partide. Practic, timp de 1 an și jumătate, 1 an și 8 luni, asta însemnând, practic, de la
începutul lui 2017, sfârșitul 2016, începutul lui 2017, da? Până în toamna lui 2018. Ce s-a întâmplat în ultima săptămână a campaniei? În ultima săptămână a campaniei, și aici aș vrea să fiu foarte precis, foarte corect, a existat un sondaj sociologic al cursului, care nu este unul dintre cele mai bune institute românești de sondare a opiniei publice, care a fost făcut până pe data de 1 octombrie, cu opțiunea la vot până pe data de 1 octombrie. Rezultatele au fost date, cred că, în seara zilei de 1 octombrie sau dimineața zilei de 2 octombrie și ele au prevedeau o prezență la vot de 34%. Ceea ce era consunat cu rezultatele sondajului curs comandat de noi în toamna lui 2017, deci cu, mă rog, aproape un an în urmă, înainte, care ne dădeau cu campania la acel moment la un 27% din acel volum de 30%. Deci era firesc ca timp de un an de zile, cu eforturile noastre, cu capacitatea pe care am avut-o noi, să urcăm încă 5%. Erau lucruri naturale, nu era nimic. Ce a măsurat sondajul curs din 1 octombrie 2018? A măsurat intenția la vot, a ponderat-o exact ca la alegerile parlamentare, la alegerile politice, deci era un 30% ponderat, real, nu 34%, și atunci, mă rog, cu marja de eroare, sigur, care era între 2 și 3%, măsura intenția la vot de până la 1 octombrie, care însemna promisiunea unor partide care au votat ținerea referendumului în Parlament, promisiunea de a participa, de a-și mobiliza electoratul, nu într-un sens sau într-altul, dar spune, dom'le, mergeți la vot. Nimic altceva. Nu votați pentru, nu votați împotrivă, mergeți la vot. Deci, o chestiune neutră, democratică. E, asta era până în 1 octombrie. Începând cu data de 2, între 2 și 3 octombrie, s-a produs o schimbare totală. Partidele arcului guvernamental, în principal, s-au retras de pe această tablă a referendumului și și-au retras orice mobilizare a propriului electorat la vot. Acest lucru s-a întâmplat în urma, a existat un pe care nu îl voi comenta și nu voi intra în amănunte, a existat pe 2 octombrie audierea primului ministru român în Parlamentul European. După care au existat niște discuții privitoare la mai multe lucruri, inclusiv la referendum. Cert este că, în acea săptămână, aceste lucruri au fost, sau s-a schimbat situația. Schimbându-se situația, campania, decurgând în modul în care decurgea ea, deci cu acea unică prezență a noastră în campanie, la emisiunea de la Realitatea și încă una, două, trei la televiziuni mai, mă rog, la alte televiziuni, lucrurile s-au derulat spre acest deznodământ al celor numai 3,5 milioane de oameni prezenți la vot. Deci, practic, acest vot este el însuși un vot în afara oricărui ajutor politic. Ceea ce este absolut clar, evident și, dacă vreți, încurajator pentru noi și pentru ceea ce ne vom propune ca societate civilă creștină în această țară, pe mai departe. În sfârșit, ce a mai demonstrat această hârtie de turnesol a referendumului? A scos la iveală pentru prima oară și a făcut un subiect de dezbatere publică, așa cum a fost această dezbatere publică, practic o falsă dezbatere publică,
dar a scos la iveală agenda corectitudinii politice și agenda ideologiei de gen. Adică a scos la iveală exact ceea ce se întâmplă de 10-12 ani în această societate, prin diverse canale, în mod furtiv, ascuns, și ceea ce până la urmă a ajuns deja la copiii noștri. Da? Sigur că nu este de ajuns pentru a convinge, nu este de ajuns pentru a cunoaște toxicitatea acestui tip de ideologie și toxicitatea efectelor de a încastra în mintea copiilor aceste lucruri, care n-au nicio bază științifică, n-au nicio bază morală sau medicală, au numai această unică bază ideologică. Pentru foarte mulți dintre români, abia referendumul a însemnat introducerea în această problematică. De-abia la referendum au ajuns să audă din aceste cuvinte că există aceste lucruri și că s-ar putea ca mâine să-i privească. La începutul acestui an a existat o declarație a ministrei noului ministru al Învățământului, doamna Caterina Andreescu, privitor la faptul că în 2020 se va introduce în mod obligatoriu, la aproape toate nivelurile de învățământ, disciplina Educație pentru Sănătate și Reproducție, ceea ce înseamnă introducerea ideologiei de gen masiv în învățământul românesc. Deci, această realitate, căruia, pe care românul a trebuit să audă că nu există problema, că nu există această intenție, că nimic din ceea ce spune tabăra proletarilor nu există, că totul este o halucinație a unui indivizi care sperie societatea românească atât de bine așezată și nu există nimic. Copiii nu vor învăța ce spunem noi și s-a scris în foarte multe lucruri că vor învăța. Bun. Până la urmă, lucrurile, realitatea se va dovedi ce se va întâmpla. Deci a scos la iveală acest fenomen profund în administrație, pentru că el are o continuitate de 10-12 ani și este un lucru pentru care se cheltuie, s-a cheltuit 10 de milioane de euro, se cheltuie sute de mii de euro anual sau până la 1 milion de euro pe programe de formare a formatorilor, pe programe de formare a cadrelor didactice, pe tabere, pe tipuri de educație non-formală în acest sens, cu diversele grupe de vârstă. Deci, declarația Ministrului Învățământului a fost foarte clar. În 2019 se va lucra la curiculă, în 2020 disciplina va fi gata și va fi într-unul obligatoriu. Toate aceste lucruri care și întreaga campanie și întreg discursul care au trebuit să îmbrace, cum spun, necesitățile unui discurs public cu fundamentare juridică, constituțională, capacitatea de a răspunde unui tip divers de argumentație, mă rog, morală, antropologică și de altă natură, a fost fundamentat de un lucru foarte simplu, foarte uman, de ceea ce trebuie și există în fiecare dintre noi. Faptul că a luat această dimensiune, mă rog, socială, la un moment dat politică, nu trebuie să-i ascundă izvorul. Iar izvorul este cel pe care vi l-am spus, porunca evanghelică și simțul nostru intern, când sufletul și mintea noastră încearcă, mă rog, se încearcă asupra lor, asupra minții și sufletului, intenția, tendința de a fi captivă unei ideologii și unei politici împotriva a tot ceea ce este firesc și a tot ceea ce este normal. Statul trebuie să fie laic, dar statul nu poate deveni un instrument anticreștin și un instrument de decreștinare. Da? Nu putem accepta trecerea acestei linii roșii. Educația trebuie să rămână în afara acestui joc ideologic, în afara acestei
ștampile ideologice care este astăzi, mă rog, atașat. Una este discursul ONG-istic, una este capacitatea unor minorități sau, mă rog, dreptul unor minorități de a se apăra agendele și alta este captarea statului și transformarea statului într-un instrument de opresiune ideologică și de deconstrucție a minții și a sufletului unor copii. Cred că este limita pe care trebuie cu toții să o înțelegem și în acel moment inimile noastre trebuie să, ca celor care nu s-au dezîmpietrit, să o facă, pentru că să ne uităm în jurul nostru. Să ne uităm, de exemplu, la Bulgaria, care a refuzat să semneze, să ratifice Convenția de la Istanbul. Există o hotărâre a Curții Constituționale. Sinodul Bisericii Bulgare a refuzat, de asemenea, primirea acestei ideologii și funcționarea sistemului de învățământ după ea. Și sunt multe exemple în jurul nostru. Trebuie să fim mai veghetori asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că nu se întâmplă lucruri bune și tăcerea asupra acestor teme, tăcerea asupra acestor intruziuni, să știți că nu ascunde niciodată lucruri bune. Surprizele sunt întotdeauna neplăcute. Da? Guvernele nu aduc în fața noastră aceste discuții, nu le dezbat, nu fac dezbateri transparente. Ți se pune în față legea, ți se pune în față hotărârea de guvern, ți se pune în față curicula și manualul. Există deja, și aici revin la noi, există deja o teribilă intimidare în lumea profesorilor, în lumea juridică. Oamenii nu mai spun cu voce tare ceea ce gândesc. A fost foarte greu să strângem ceea ce noi am numit, declarații în sprijinul referendumului. Pentru că deja se simte această permanentă intimidare, această permanentă constrângere să revenim la dubla conștiință și la dubla conștiință dinainte de 1989, când nu ne permiteam să spunem în spațiu public ceea ce gândim. Sunt lucruri care, iar un filozof francez le numea deja introducerea și instaurarea unui regim ideologic disciplinar. Pentru că acolo unde nu mai ai libertatea, unde începi să te gândești de două ori dacă e bine să spui, acolo unde un artist, de notorietatea unui artist în vârstă, nu o să numesc acum, o muzică populară, care a fost pur și simplu linșat pe Facebook în momentul în care a filmat un mic video de sprijinire a referendumului, arată clar că s-a mers mult, mult prea departe. Și de aici, și este ultimul lucru pe care îl accentuez, de aici și puținătatea, dacă vreți, declarațiilor cu voce tare, la scenă deschisă, a unora, sau a multora dintre intelectualii creștini, cu notorietate, vizibil, lucruri care au lipsit, din păcate, în această perioadă. Trebuie să ne regăsim. Care e finalmente lecția acestui referendum? Cred că finalmente este ar trebui să fie faptul că am demonstrat că suntem puternici și că putem fi o voce. Faptul că nu am atins obiectivul este trist, este adevărat, dar nu trebuie să ne împiedice ca ceea ce avem de făcut în continuare în apărarea și mărturisirea celor ce credem, să nu o facem. Cei care au luptat cu atâta îndârjire și atât de nenobil împotriva acestui referendum și împotriva, dacă vreți, conștiinței mai bune a acestui popor,
Să știți că au fost foarte impresionați de această, de această aducere la vot și de această capacitate de a ajunge la final, chiar dacă nu într-un, cu succes. Pentru că a demonstrat că există forță în această societate creștină de a rezista și de a se afirma în continuare. Să nu dăm, finalmente, ultima lecție, să nu dăm cezarului ceea ce în niciun caz nu poate fi al cezarului. E lucru pe care noi cu toții cred că l-am învățat. Și am învățat că putem să facem acest lucru. Dumnezeu să ocrotească România.